Gary Cosma este magician, este muzician, este bas gitarist, mai exact. Primele mele spectacole sau uh, interacțiune cu publicul începeau așa. Bună ziua, eu nu cer bani. <laughs> Iluzionist. Și... Si. Și atunci ne seama, focusnic. Ah, faci focuri. <laughs> Talent să distrage atenția și să uimești oamenii. 8 tu milioane de eu. euro! Ai, că tu ai calitatea de a nu cădea jos, asta e clar de la faptul că te-ai băgat în taximetrie. Da. parcă te-ai băgat într-un și unul, deci na uite și cu țara ta, uite și unde trăiești, și ce se întâmplă aici. M-am învârtit și am amețit. Nu am puteri supranaturale. Nu... Anai? Am, dar le pentru mine. 36 de cărți, bine știți, bine ghișiți. Eu vreau să te duc acolo unde e gine. Mulțumesc că nu opriți, nu puneți pauză, deschidem și zavtra școlă ne păidem. <laughs> <laughs> Partener general OTP Bank. Gari. Cosma, la Titania Podcast. Când am pornit eu podcastul, unul din lista mea de invitați erai tu. Unul din primii. S-a întâmplat așa, cumva m-am învârtit și am amețit și te-am chemat cum la 27 le episod. A, da? Nu știam câte episoade este. A 27 le episod o să fii tu. Mulțumesc că ai venit în primul rând. Gary Cosma este magician, este muzician, este bas gitarist, mai exact. Uh -huh. Ai făcut dirijat coral. Hai să bem prima. Eu am un partener care ne împlă paharele. Este vorba de wine crime și le mulțumesc pentru acest lucru. Rozeul aventurilor tale se numește. Mm. Ok. Nu. Sănătate. Să bem. Cheers. Sau în germani cum spune? Prost? Nu știam. Prost. Da. Asta ar însemna motamo? Cheers. Noroc. Sănătate. Noroc. Hai. Noroc. Bine ai venit. Magician știi toată lumea că ești, dar nimeni nu știe că tu ai făcut dirijat coral. Cum nu știm? Știu, adică... dar, dar nu, da, nu mare nu Eu vorbesc despre public, tu ești mm. o persoană publică, oamenii în mare parte când te întâlnesc pe stradă zic, Magician. hai fă un focus da, ceva. Da, 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 În da. magazine pe stradă, în transport, oriunde, mă văd, o oh, salut. Bun, că anul trecut, când am început să lucrez în taxi, am făcut un filmuleț care de fapt nu așteptam să aibă maximum 2000 de vizualizări. Dar el a fost viral? El a fost viral. Primul eu am înțeles de ce s-a întâmplat anume așa. Nu a fost scopul principal să cumva să devin renumit prin taximetrie. Prin, taximetrie <laughs> da. Dar am intrat într-o zi în magazin și un băiat tinerel s-a apropiat și că am văzut filmul tău foarte nostru. Mm -hmm. Ok, dacă crezi cumva că am făcut asta ca să fac cumva nouă Stem, am făcut comedii sau stand-up, te greșești, era de fapt un strigăt al sufletului. Tot o indignare. indignare tot la, asupra sau vis-a-vis -vis de tot ce se întâmplă pe străzile și drumurile din țară. Tu ai muncit ca să devii magician, pentru că a fi magician nu e vrăjeală, dar e o chestie în care să muncești. Ori, nopți în șir, în care repeți anumite chestii. Pentru că eu cred că a fi iluzionist magician înseamnă a avea talent să distrage atenția și să uimești oamenii. Din da. punctul meu de vedere. Adică tu nu trebuie să ne arăți că ești vrăjitor gen faci și prin minuni. Dar trebuie să ne arăți capacitățile tale de a-mi distrage atenția și astfel să mă uimești. Cel puțin eu așa percep lucrurile. Și pentru a face asta trebuie foarte mult să lucrez. Trebuie foarte mult să miști o carte în așa mod, probabil, până vineță și la degete, ca să poți să ai capacitate, ca să poți fi la... Și hop, te trezești taximetrist din cauza pandemiei? Oi, uh m-am trezit de fapt într-o companie de food delivery. A, inițial, da. Da, cu mașina Te-ai stricat spatele. Da, mi-am stricat spatele, după care am stat o perioadă bună la pat. Am dat de un băiat care mi a făcut hront, și mi-a corectat coloana vertebrală. Și m-am nimerit în taxi. În taxi nu, 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 era deloc mai bine decât în livrare, dar nici în livrare nu era bine. Adică cum am schimbat uh, proverbul ăsta nostru, vrabia de pe gard, pe... Da, 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 nu schimba și de, vrabia de mână și de pe gard. Mm -hmm. De exemplu. Da, da, tu ai schimbat-o nevrând. Mm. Păi, am... Te distrus spatele și, na, cumva te, te duci la cum, Trebuie cu, cumva să exist să fac ceva. Era în cap, oricum, nu am să păcălesc pe nimeni, nici chiar pe mine nu o să mă păcălesc. Nu era cazul să mă plâng sau să stau să bocesc. Băi, nu-i de lucru, nu am ce faci, nu am bani, e sărășii, e jopă. Nu. Adică am încercat să fac ceva. Am plecat în taxi pe o perioadă, de patru ori m-am reîntors în taxi. Uh -huh. Și Recent, două săptămâni în urmă, am lăsat definitiv. Ca să înțelegi, seara stând la masă, îmi vine ideea cum să mă întorc înapoi în taxi. Pentru Undeva, că da. E o sursă sigură, vrei să zici? Nu e o sursă sigură, vara a fost o sursă sigură. Uh -huh. Dar luând în considerație ce se întâmplă după vară sau înainte de vară, tu îți dai seama că de fapt ești în zero. Dar de cel mai multe ori ești în minus câteodată am mai apărut niște nunți, niște evenimente vară uh -huh. trebuia să o bani din casă ca să dau planul pentru mașină că am lucrat uh -huh. ieri. Adică nu. Gata. Dar hai dacă tot am pornit de taximetrie să, să închidem subiectul ăsta, dar nu înainte să vorbim două-trei fraze despre asta. Eu cred că fiind taximetrist Pot să vezi calitățile moldovenilor maxim. Deci dacă vrei să faci o caracteristică a moldovenilor, angajează-te ca taxis, taximetrist. Corect? Nu e uh, de ajuns asta. Deci, Eu am cumva? Studiat, la Universitatea de Stat am studiat uh, psihologia și psihopedagogia. Aha. Sunt uh, pasionat de psihologie, sunt de, pasionat de faptul cum funcționează creierul, cum el ne păcălește noi. Uh, acum citesc o carte descrisă de Darren Brown, Trucurile minții. Uh, titlul vorbește despre cei care. De la sine, da. mm. Oamenii în Moldova nu au nevoie de taximetriști pe care am văzut noi în filme sau undeva în alte țări. Taximetriști la cămașă, cu cravată sau... Oamenii la noi în Moldova <coughs> au cumva nevoie de taximetriști astea care stau la gara feroviară. Niște strigă. mașini puturoase, răpănoase, plini de răsărit și care tolceau gara de nord, te duc la botanică, măcar cu 80 de lei. Vorbe de măcar cu 80 de lei. <laughs> Eu am încercat să am o atitudine profesionistă ca un taximetrist, cred că eram unul dintre puținii taximetriști care doreau pasagerilor să aveți o călătorie plăcută. Sau când intra un pasager, eu spunem, eu mă numesc Igor, sunt șoferul dumneavoastră, spuneți, vă rog, ultimele trei cifre ale numărului, unde mergem, adică stabileam toate. Și nu le să... plac moldovenilor astfel nu. de. Chestii. trebuie un om care să în spută mașină, să el să grească prostii, să se bage în vorbe pe și să se dezbată, ca ei pe urmă cumva spui note la rating, ca asta e, mai, e foarte important, ratingul. Că nimeni, nu știu. Eu sunt foarte... Dacă câțiva ani în urmă, în urmă la care va interviu, spuneam că mi îmi plac oamenii și iubesc oameni eu cum uresc oamenii. Și chiar dacă unii taximetriști spuneau că asta se întâmplă după trei zile lucrate în taximetrie, eu am fost naiv și răbdător. Și la mine asta s-a întâmplat un pic mai... Mai greu. Mai că greu. Bun. Nu o să generalizez și n am să fiu radical. Fix asta vrem să zic Da, sunt Există oameni buni. oameni da. buni. Și, nu, și tocmai de asta noi nu ne ducem pe hotare, pentru că noi avem în cercul nostru de prieteni oameni. Nu știu, uh, eu d -am, deja, am vreo manări că mă gândesc doar la, la ideea asta să plec să nu mă mai întorc. Te-ai supărat pe Moldova? Nu doar pe Moldova, da. Pe okay, oameni, de pe, loc, pe locurile de, de aici. Pe situații, pe tot. Nu că sunt supărat, sunt dezamăgit. Dezamăgit de Moldova, vrei să pleci peste Hai să vorbim totuși. Aici s-a întâmplat în viața ta. Oricum, Moldova... Nu, au fost lucruri frumoase. <gântu -i> au fost uh, evenimente frumoase la care am arătat trucuri, uh, evenimente în, în care m-am simțit uh, un artist, ceea ce nu, nu mi-a dăruit uh, profesia de muzician. Uh -huh. Am avut scene mari cu public mari, am avut. Uh, uh, au fost uh, clipe frumoase. Iarăși, când spun că sunt dezamăgit sau ceva nu-mi place, eu nu generalizez. și îmi spun că se o gavno și eu mai mult nu... Sunt, nu rezonez cu țara nu da, chiar așa, raportul da. raportul dintre lucruri bune și lucruri rele, rele sunt 80% și bune sunt 20%. Dar acum exagerez și îmi dau seama că bune sunt 2% și restul 98 sunt rele. Ok, ok. Da, poți să le număr pe degete, dar ok, nu-i despre mine și nu vreau acum să... Ba da, spunem. e despre tine, podcastul <laughs> este ceva că e despre numai și numai despre tine. Eu m-am obișnuit tine. cumva despre mine să fie doar de 22 aprilie, când e ziua mea. Nu, hai azi și nu mai <laughs> tine. Ok. Gary Cosma, tu dimite te ai vrut și uh, iluzionist. Și te doriți să fii în copilărie? Nu știu. cum meu mereu și părinții, mama, adică, dar, în special taicul meu m-a educat să fiu original cumva. Să fii și vrei tu să fii. Da, să nu fiu ca toți. Dar asta <laughs> înțeleg că la mai mulți copii au fost așa tipuri de educație. Doar că dacă mi-a permis, am cercei, să am păr lung, ceea ce la noi în țară și în ziua de astăzi e ceva neformal. da, da. 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 Cumva vrem să fie un centru atenție. Da, și să-i spui lui tata că vrei să fii magician, asta e ca și când ei spune că vreau să fiu HD-olog. Știi ce înseamnă HD-olog? Nu. No. Asta e ca și când eu toată viața vreau să mă ocup cu biografia lui hd -ul. Aha, ok. Nu, eu revenisem din România, pentru că acolo am fost cu formația Edict. O an și jumătate, da, da, am lucrat la televiziune, în teatru. Eu îmi obișnuiesc să călătoresc doar cu un rucsac. Mm. Nu cu diamantane, cu valiză după mine. Minimalist. Și în rucsacul ăsta erau două pachete de țigări și patru pachete de cărți. O brichetă, o pașaport, adică și eu când am venit acasă am deschis rucsacul ca să fumez cât părinții dorm, pentru că venisem noaptea. Dimineața, taică-mi și mai mi am intrat în camera mea, ca să vadă, să mă trezească, să dai o bună dimineață. Da, ai venit acasă. Și maică mi-a văzut uh, pachetele cu cărți, pe care spun Joric, eu mă ating să joc în cărți. <laughs> <laughs> cu bani. Da, da, da. bani. <laughs> nu, nu, nu le-am spus că vreau să fiu malicean. Eu nici nu știam dacă am să fiu malicean. O făceam pentru că îmi plăcea foarte mult cum reacționează oamenii și îmi plăcea întotdeauna să descoper diferite reacții. Sau cumva să ajung la această reacție. Pentru că nu la toți oamenii la care le arăți un truc au o reacție. Unul poate să facă ok. Și atunci de seama stai că de fapt nu e divin omul ăsta că a avut o reacție proastă. Eu sunt divină pentru că nu am arătat un truc care ca să-l captează. Să, ca să captează. Și atunci tu începi să înveți trucuri noi, să... Să devii mai bun, asta e ideea. Devii da. mai bun, mai multe trucuri, mai mult bagajul să fii mai mare, mai multe lecturi, să fii mai informat. Când te întreabă un spectator, dar te-ai văzut trucul ăsta, și tu ca magician te dai profesionist, care truc? Adică ceva nu e în regulă. Cum de asta vre? trebuie să știi tot ce se întâmplă în lumea magiei. Deși lumea magiei în Moldova este virgină. Nu am spus-o eu, a spus un magician român când a fost la noi în 2014-2015. Mă dăvenesc și, și imaginez acolo doi iepuri sau da. doi uh, E venit corumbei. Vlad Grigorescu, un mentalist din România. Mm -hmm. Un artist cu... Noi îl cunoaștem de la emisiunile astea de talent, nu? E Vlad Grigorescu? Vocea României. Da, da, da. Ok. A fost la noi, a făcut un spectacol și ca să vezi, erau câteva rânduri. Serios? Mm -hmm. deci... A fost un mentalist din Moscova, aceeași situație. Eu am organizat câteva spectacole Bun că au venit mulți cunoscuți Și am avut noroc să-i umpl sala mm -hmm. Alți magicieni din Moldova Au făcut spectacole, spectacole. magii În diferite săli Și erau nevoiți cu două ore înainte de spectacol Să suni toți Cunoscuții, rudele Hai venit să umplem sala ca artistul Cumva să S -s se dea, simtă dea. bine pe scenă Și asta nu e ok mm -hmm. La noi în Moldova nu este dezvoltat Obiceiul Să mergi, să mergi la un spectacol în 2012-2013 a devenit o modă să mergi la teatru și asta datorită unor site-uri care vindeau bilete la reduceri. Pentru a, că pe Moldovenii da? noștri noștri cumperi doar cu reduceri. Un bilet nu îi la ei cu 100 de lei, dar ei cu 50 de lei. Și atunci încă, încă mai tristă situația. Pentru că tu îi suni verișorul tău și Alo, Ion, eu vin azi la teatru, am cumpărat bilet cu reduceri. Tu <gântu> în <-i> loc să vii la Ion, la verișorul tău, să-i dai 100 de lei ca cumva să se influențează la salariu sau la venitul a actorilor, da, da. pentru că noi toți știm cum trăiesc oamenii de artă Moldova, toți bucuri de biletele la reduceri. Na, am ajuns. Da. Până la urmă, major, marea majoritatea publicului din Moldova nu se uită la truc ca la o poveste, se uită ca la o ghicitare. Aha. Asta e ecoul timpului sovietic, când prin diferite reviste sau emisiuni trucurile aveau o interpretare, ghici cum am făcut, de exemplu. Da, sau... da. Uh, ah, înseamnă că eu corect am înțeles. Nu e am... ghici cum ai făcut, dar e capacitatea de a distrage atenția unui om și de a lui mie. Asta e cel mai important și la asta am ajuns uh, tot mai mult uh, peste 10 ani după ce am început să fac trucuri. Pentru uh -huh. că eu știam de uh, diferite modalități de a-ți atenția, dar mai mult informații am găsit-o prin cărți care acum le studiez. Pentru că nu... nu uh, era un mod într-un timp, nu știu dacă ai observat, să citim cărți, nu știu cum, da, diferite da. pe Facebook, tu când ai citit ultima carte, scrii în comentarii care sunt unul trei cărți, dar n-au atras atenția la calitatea informației și rugumarea acestei informații. Pentru că eu am ajuns tot cu ajutorul la mai mulți magicieni, prieteni, cunoscuți, autori, analiști, am ajuns la ideea că ar fi bine o carte să o iau, să o citesc, să o înțeleg bine. Pentru că de fiecare dată când citești carte de la început, ea dă, îți dăm idei noi. Da. Dar tu citești o carte, două, trei, și la Bun, sunt oameni care citesc biblioteci și le cunosc toate cărțile, adică intră în esența oricărei cărți care, pe care a citit-o. la capitolul cititul cărților, cum un om din Moldova poate să citească o carte? Dacă el îți gândește cum să achite factura sau cum să-și hrănească copilul, să-l să îmbrășe, cum el poate să citească? Eu, de exemplu, eu acum sunt într-așa o situație, am acasă gitară, ukulele, bloc flaut, cărți de joc. Eu am foarte mult o cu care aș putea să-mi ocup timpul. Eu n-am inspirație. Eu... Ești blocat din da. cauza problemelor financiare, economice, care te opresc acolo. Eu uh, sunt de părere că chiar și un întâmplar, când apuc o bucată de lemn să fac ceva din ea, dacă nu are inspirație, el nu o să fac. Nu poți tu fi robot. Inspirația uh, vine atunci când tu ești liniștit și calm și tu deja poți să faci artă. Dar dacă tu nu ai necesitățile astea inițiale, cum? Ce să te bazezi? Imposibil. Caz. Este imposibil e foarte complicat la... De asta și mă gândesc chiar ultimele zile, chiar hai să nu exagerez, cred că ultimele săptămâni, tot mai mult mă gândesc să las și magia și muzica, să mă dezbaier de, de, artă, pentru că... Și iarăși îmi vine alt gând că stai un pic, poate dacă o să plec în altă țară, că o să fie artă... Adică tot ce fac eu o să fie mai apreciat și cumva o să se schimbe ceva în mecanismul meu de gândire și eu o să revin înapoi la artă. Dar acum... Ești eu... supărat de pe asta. Da. Uite, am avut spectacol la un restaurant din Chișinău cu Clovnul Slava. Uh -huh. Am făcut noi împreună cu un cu regizor, regizorul de la circ, am făcut un spectacol, nu a mai fost așa spectacol în Moldova uh -huh. și probabil că nici nu va mai fi. E un spectacol cu istorie, regizat, cu trucuri moderne care nu au fost arătate publicului larg. Bun, pe lângă faptul că nu s-a promovat acest spectacol și tot, 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 asta trebuie să facă artistul și nu producătorul sau cel care vinde acest produs, s-au vândut șase bilete. s timp de două săptămâni. Am fost nevoiți să amânăm acest eveniment. Ca să mai vândă niște bilete? La care mă sună iar niște persoane și îmi spun că e ceași situație, nu s-a schimbat nimic. Și am spus lui Slava, Slava, dacă eu mă trezesc în ziua spectacolului și sunt directorul și nu sunt mai multe bilete vândute, nici nu vin acolo. Pentru că nu are rost, nu are sens. Poate oamenii acum nici nu au nevoie de spectacole astea. Chinuiți și înfometați, înrăiți, plini de datorii și de nevoi. Cui trebuie acum un spectacol? Doamne, și, și Dore du dureros este asta. Și poate nici nu e vorba de situația pandemică. Poate nici nu e vorba că nu, nu merge lumea la teatru, că... Nu-i vaccinat. Nu-i vaccinat. Nu, <coughs> lumea nu vine pentru... Deci, n-ahui trebuie să mă uit la spectacol să dacă eu nu știu cum să bra copilul mâine la școală sau să-l hrănesc, să hrănesc. Care spectacol? Te duci la un spectacol când, ok, mă duc să văd și mai faci, să mai întâmplă o experiență, o, o jocă actorul, a actorului, un actor pe care l-am văzut la televizor și vreau să văd. Nu vrea nimeni nimic acum, toți gândesc. Eu mă întâlnesc cu diferiți oameni și discuția, pe lângă faptul salut ce faci, gata, s o terminat. Și după asta tot încep, băi, am o am așa trebuie să fac și că am o mut, am un călâm, că mă duc pe psihotare, că nu l spus că în Cehia și euro, de tot vii cu 500. Adică toți se învârtesc cumva la probleme financiare. Și asta tot e trist. Eu cred că dezamăgirea ta ar fi și mai gravă dacă părinții tăi nu te-ar înțelege. Și eu m-am mirat atunci când tu ai povestit la renegat că părinții tăi cumva te-au susținut în ce și vrei tu. De ce? Pentru că majoritatea părinților, uh, majoritatea subliniez, mm -hmm. nu toți, ar spune cum, magician, și din ce știști tu, du-te și fă drept, du-te și vândi, nu știu, fă altceva, dar nu asta. Și tu, tu măcar n-ai avut din partea părinților râd, stopuri. Râd din de, de, de altă parte, pentru că eu acum, <coughs> la momentul dacă n-aud de noțiunea asta, manager pe pradajă, <laughs> mă să eu îmi vine să râd. Și tot atins tema asta, că dușă vinde duș. Da, adică cumva ceva realist pentru majoritatea părinților a fost că cum să te duci la arti, cum să te duci la magie, cum adică să faci magie, știi? Și de asta, eu, asta, eu de aici am pornit-o, că uh, mă mir și mă bucur că măcar părinții te-au susținut. Pentru că dacă ne nu te ține și tu vrei să faci, dezamăgirea ta fix de a mu, vrei și mai mare. Eu așa presupun. Păi de cine să, nu mă, cine să mă susțină dacă nu părinții? Pentru că așa sunt unii și prieteni. Unii și, unii și oameni care nu ți doresc rău. Da. Care își doresc ca cumva o la sa să ajungă undeva, să fie indestulat cu rituale, adică să poată exista mai departe. Uh -huh. De asta eu când am revenit din România, eram gata să plec cu taică-meu la Moscova, la construcție, nu știu unde. Dar un prieten Nicolae Maliutin, a spus că, băi, eu merg la Chișinău, el lucra la un restaurant manager, administrator, și am să te propun acolo să arăt trucurile pe la mese. Ceea ce, de fapt, în Chișinău nici nu, se gândea nimeni la așa ceva. De fapt, și în Europa, de-abia se începea această practică, magicianul să se apropie de masă, să se prezinte. Eu, când am început să lucrez în restaurante și să arăt trucuri, toți oamenii mă refuzau. Și eu n-am rămas dezamăgit, am spus că, ok, că am înțeles problema, că ei credeau că eu am venit să bani. Și din păcate, primele mele spectacole sau interacțiuni cu publicul începeau așa, bună ziua, eu nu cer bani. <laughs> <laughs> și asta era... Ai. Dar trebuia cumva să încep pentru că oamenii se înțeleg că eu nu cer bani și se interesează, pentru că ei nici nu știau ce urmează. Ei, de obicei, oamenii iarăși, gândind după, judicând după stereotipuri, când vedeau cărți, credeau că niște trucuri matematice. Nici, nici prin cap să, 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 să gândească că de fapt, poate fi, ei pot vedea niște trucuri, niște efecte vizuale sau niște chestii ce de hipnoză, sugestii. A fost foarte complicat. Acum e ok, altfel. Acum eu când mă apropii, deja se vede după mine că eu nu am cu cerutul banilor. Adică cum mă cărțile, cum vorbesc, cum mă port și tot așa. Acum nu am nevoie să lămuresc oamenilor, că nu am nici cer bani au fost momente în care te uimit uh, spectatorii tăi cu ceva. În ce sens? M-au uimit okay. că mi-au băgat în buzunar o sumă mare de bani. Cât? <laughs> a, eram uh, la o terasă, am lucrat acolo mai mult timp și, uh, apropo, era o domnișoară pe care o știi și tu, dar n-am să dau nume. Pentru că tu ești magician și trebuie să... Și eu știu să... a cel mai bine secretele. <laughs> ok. Ea era cu un domn, eu le-am arătat trucuri, de obicei oamenii care doresc să-mi lasă niște tipsuri, îmi lasă în lei. Omul celălalt a scos 100 de dolari. Uh, nu spun că sunt mari bani, uh, sunt mari bani pentru. În comparație cu ce ai primit până acum, mari. Da, ok. Asta, corect. Cu asta m-a uimit publicul. Dar eu mă gândeam poate să zici despre un copil care a înțeles din start despre și vorba, de exemplu, s-o prins sau noi reușit, adică ai reușit să distragi atenția la tot publicul, dar hop, un copil care avea șase ani s-o prins la niște chestii pe care, la, pentru care tu ai lucrat nopți în șir să l-ascunzi, să viezi. A arătat o trucurilor pentru copii, de la bun început, pentru mine asta era o problemă. Aha. Pentru că de la început nu eram atât de practicat, nu aveam așa o experiență în spate de mare și nu puteam povesti. Adică arătam doar trucuri și așa că alege o carte, așa, că n-am pac, ceac, hop. Mm. era foarte puțin pentru că... A, da, noi nu numai asta, trebuie să nu ai și o Eu... poveste, o de povesti ceva, da? Da, și îți dai seama că fi... de fiecare dată povestea trebuie să depindă în funcție de ce om îl ai în față. Pentru că aceeași istorie nu ar merge la toți oamenii. Și evident, eu am lucrat în restaurante unde erau doar maturi. Când am început să lucrez cu copii, istoriile care le foloseam pentru maturi deloc nu mergeau pentru copii. Pentru că alt tip de umor, altă logică, altă gândire, altă vârstă. Uh -huh. Era total diferit. Și pentru mine era o problemă când copiii, de fapt, divulgau secretul. Pentru... Seriu, asta, era da. ar asta era cumva, Serios? Adică da. ei repede își dau dar Dar iarăși... Nu știu de unde am eu, cum să spun, calitatea asta de a nu cădea jos și m-am dus acasă și mă întrebam, de ce s-a întâmplat asta? Cum se schimbă asta? Cum să nu mai întâmplă anume chestia asta, să nu fiu observat cum fac trucuri? Ai, că tu ai calitatea de a nu cădea jos, asta e clar de la faptul că te-ai băgat în taximetrie. Eu spun că eu vedeam și altfel situația, că ei copiii m-au dezvăluit trucuri, nu mai arăt la copii niciodată trucuri. Nu, am mers mai departe, adică am încercat să lucrez copiii. Deși chiar după, deja am câți, în februarie fac 14 ani de când arăt trucuri pe scenă, chiar și acum e greu. -mi este... 14 ani, -mi este... iluzionism. Dar corect, e iluzionism. Magie, iluzionism. Tu te numești iluzionist. Uh. Magician, iluzionist. Magician. Uh -huh. Iarăși, când am apărut de bea pe piața show business-ului moldovenesc, preferam să mă numesc iluzionism. Deci, cumva asta e mistic, filmul ăsta e iluzionist. Acum e magician, dar cel mai des, cea mai des noțiune e focusnic. La noi. da, odată eram într-un parc cu niște băieți și serveam niște bere în, în, parc. Nu era nimeni sau s niște polițiști și să verifice. Ne-a pretâmpinat că nu se poate de servit alcool în public. Noi nu da. suntem, nu eram oamenii care să ne contrazicem. Am aruncat berea, și câte o cuptu, și eu zic, iluzionist. Și sí. <laughs> atunci te-o să focusnic. Ah, faci focusuri. <laughs> oh. Asta e dezamăgitor. Da. Asta e de trist, dar dar, care a fost momentul în care tu te simți mândru că ești iluzionist? Momentul mândru? În care, în care ai primit o crutaie apreciere, în care ai făcut o chestie, în care tu ai zis nu a fost Păi 14 ani sau 10 cât aveai atunci, adică în asta. Sau... Da, au fost mai multe momente. Nu am mers la multe spectacole, la multe evenimente unde oamenii nu pur și simplu m-au invitat să arăt trucuri. Uh, le era interesant personajul pe care l-am creat. Deși, asta sun, e prea sonor spun că am creat un personaj, uh -huh. pentru că mereu uh, mă strădui să fiu eu. Nu sunt actor, nu am școală, nu am academie, ca cumva să crez uh, personaj. Uh, Oamenilor le placea și uh, cel mai uh, cel mai scump pentru mine este când oamenii vin și sincer și adevărat îți spun cât de tare, cât de mult apreciază tot ce e, ce faci. Da, noi avem nevoie de apreciere. Sigur, nu am ascuns asta. Noi avem nevoie de apreciere, fără apreciere asta nu. Chiar dacă să câștigi bani mulți. Da, mm. ideea că eu am devenit magician nu pentru ca să fac bani. Asta cumva a crescut în asta, a devenit uh, o sursă de existență. Eu din start am vrut să devin magician ca să distrez companiile sau prietenii, cunoscuții, rudele, tot ce pot face eu. Nici nu m-am gândit cam să ajung la așa un nivel de trucuri, de scene, evenimente, să pline de spectacole, căutării în țările vecine, nu nu mă rog, cu iarăși cu vorbe sonore, prin diferite țări. Prin diferite țări știi? avem o, un eveniment internațional. Cine participă? România și uh, din Ucraina. Uh -huh. Doi membri. Da, da, <laughs> știi, da, da. este internațional. Partener general OTP Bank. Eu vreau să te duc acolo unde e ghine, Acolo unde îți sunt bine. În amintirile cele în care tu te-ai te, -i că -i și tu te -i bucurat că ai ales partea asta. Prost. eu vreau să fug de dânsele, de tu e... azi, azi vreau să ne amintim de nu nu nu, că... nu, 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 nu vreau pentru că eu acum sunt într-o situație când... A, și tu îți place să sunt rău, mazohist. Nu, 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 nici așa. Eu fug de trecut, pentru că nu vreau să mă învârtesc într-aș stres roată, să trăiesc cumva cu trecutul. Am observat că de fiecare dată când mă gândesc la trecut, nu rămâne loc pentru, pentru planurile pe viitor. Nici nu planuri, dar cumva, scenarii, să spunem așa. Da, dar nu-ți faci scenariile din viitor datorită experiențelor nu. din trecut. Dar cum le faci? Experiențele trecut poți să le iei în considerație ca să se mai întâmple ce greble, greble de exemplu, da. 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 Dar n-ar fi bine să repeți. Am mai făcut o asta și pe socializare, diferite mișcări, cum ar fi filmulețe, emisiuni sau... de fiecare dată când făceam același produs sau repetam ceea ce a fost, ok. Feedback-ul era ok, tot tot era bine, în afară de starea mea din, din mine. E că eu nu mă împlinit. am împlinit. Ai mai avut așa momente în care tu ai fost dezamăgit? Și o, nu erau așa de Atunci, profunde. exagerate, da. Uh -huh. Dar eu cunosc un cântic, sună cam așa, bălând din evrei, un scăzat că tot se uh -huh. De asta cumva... O să treacă, tot o să Dar treacă. Dar știut că atunci când cânți, se întâmplă ceva, se elimină ceva în corp și te simți mai bine și ai mai bun, mai multă dopamină uhum. și poți să faci mai mult și îți treci și la colegi de muzică, Ștefan Iaga, și când câteva trei ceasuri și am zis, iasă din tine. Da, dar acolo nu când, asta e ideea, asta e, gari! Deci, uhum. acolo, nu, acolo când cu deasâla, că tu te duci să înveți, dar ideea e când din tu vrei, acasă, uhum. faci duș, pe podiele, când. Când și îți treci dezamăgirea. Așa e. Am să încerc, nu știu, n-am, n-am încercat. Deși eu cânt foarte des, pentru că muzica nu e o meserie care o înveți și poți să o uiți. Mai ales că eu nu am învățat-o, eu am crescut cu ea. La mine cum mi-e muzician și eu de mic copil eram sau la anunț, sau la, în sălile de, de, repetiții, sau în, în spatele scenei. Eu mereu, mereu, eram lângă muzicieni. El era, el este instrumentist? Când era Bas, Aha, deci tu ai furat cumva Eu nu am furat, acolo. Eu, luat. eu de fapt am început <laughs> să învăț la chitară fără ca el să știe, pentru că el, el nu vrea să fiu eu muzician. Și avea o vorbă și o, -o pătișoare, nu știu, <laughs> pentru ce mai trebuie să rășii la casă. Pentru că muzicienii de la Nord cântau la nunți și venise era dischetelor, clepelor, nu mai era nevoie de un band. Acum văd că cei ce îmi place văd la muzicienii din Chișinău, au apărut foarte multe banduri și, vrei, nu vrei, le sunt solicitat cumva la evenimente. Asta bucură. Mm -hmm. Dar în timpurile, cele grele prin 96-97, până am minte că tata, bunica a cumpărat toată o clapă, Roland XP 80 sau 60, nu mai țin minte. <gântu -i> okay. Tinerii în când vreau să invite niște muzicieni la nuntă, cine-și uh, atrage atenția la calitate? important să fie muzică. Tângă, tângă. Dă-ți spun O anecdotă. Unu? Unu. Da. Nu te mai mult. Am chemat cineva din sat, o trebuie să fac o nuntă, nu găsești nici un band și eu găsești până la urmă un band de jazz. Uh -huh. Am chemat bandul de jazz la nuntă. Și după jumătate de nuntă, tot își ridică socrul mare și zici, nu și băieți, nu-ți Asta e tot anecdotul? Da, da, blin, ei e cântau jazz și ei se crede că ei nu-ți muzica. <laughs> blin, nu te-ai <laughs> și mai tău, nu te cântau jazz. Partener general OTP Bank De ce tatuaj pe mână și ce înseamnă el? Tatuajul pe mână e lupul daciu cu steama dacilor, uh -huh. lupul dracon. Tu -ai, ai fost în Carpați cu un grup care l-ai cunoscut la Chișinău, mm -hmm. dar el de fapt e din România? Da, el e de, de fapt din Călăraș, care a trăit în mai multe țări, care a plecat acum în România. Aha. Uh -huh. Și l-ai cunoscut și te-ai dus cu el împreună cu mai mulți oameni în, Carpa în mm -hmm. Carpați? Nu mai mulți, eram din Chișinău eram patru băieți. Uh -huh. Și a fost o, o experiență pentru tine care te-a marcat în sensul în care ți-ai făcut tatuajul? În primul în rând, sensă. eu din munți am venit alt om. Munți cumva m-au scufundat într-o apă rece și m-au calmat. Știi senzația asta când ieși din duș? Da. Răcoros, nu? Parcă te născut din nou. Pentru mine munți au fost numai că... Dimensi... Dimensiunea asta a dușului rece a fost una imensă. Și într-adevăr, după ce am venit în Chișinău, toate lucrurile au început să meargă cu totul diferit de ceea ce era până atunci. Pentru că deja eu aveam trei ani de când arăt trucuri de magii în Chișinău. Și când am revenit, eram încă proaspăt, venit, de la Asta de la planeta Moldova. Ea că porta a venit proaspăt din locul Eram proaspăt venit de la, din munți. Și mi-am făcut tatuajul pentru că eram influențat de ideologia asta, de daci, de toată informația asta pe care am acumulat-o acolo. Eram mândru, am mai spus-o asta, mă repet deja, că sunt pui, de, dac. Apropo, când am făcut ca și orice moldovan, care s-a prins la site-urile astea de reduceri, am găsit tatuajul la reducere într-un salon din Chișinău. Și acta. Deci cine faci și, uh, cu reducere, faci și calitatea care trebuie, Scupă, da? da? Scupoi de Da, dar vezi că ai șansă să, să foarte tare ies în evidență acea vorbă că și ne judică uh, ca din asta. Tu ai judecat cumva chestia asta că și neva îți duci și faci la reducere și așa cumpăr la reducere și -ai că ai căzut și Doar că la mine e dublu. Eu după ce am făcut tatuajul uh -huh. și am mers pe la niște emisiuni, chiar a, am fost la emisiunea la Gabi Marco. El era cu... Nu mai țin cu cine era. Și am făcut o glumă în direct la matinal. Am un tatuaj de parcă sunt taximetrist. <laughs> Bună ziua. O, am a... Auci, ce ai devenit taximetrist? Da. Oh, dar tu crezi în chestiile astea? În care uh, nu neuro programare sau Sugestii. Cum? Programare neurolingvistică se numește. Ne Auto sugestie. Da. Nu știu, eu nu Eu cred. nu cred în nică. Eu sunt sigur că el există, nu. Ah, da. Eu am, terminat cursa de hipnoză la București. Cu siguranță pot spune că orice om, oricărui om poate fi indus orice idee. Aha. Și el o să meargă spre asta fără ca să-și dea seama că ideea asta a fost insuflată de cineva. Uite la mine și nasa, eu, dac. Tu, tu, ești la greci. <laughs> greci, în Armenia, din Georgia, nu mai știu. Într-o dimineață mergeam, erau pasager, <laughs> Здравствуйте, а вы по национальности молдаван? Я фыркас музыка, а почему? Ну, потому что я из Армении, и вы очень похожи. Да. Моя му в кестик таксием сунт ши цыган, ши еврею, ши провинден Армения, ши из Джорджия, дека юс... Мені тоць ма пермес ка лор. Апропой, фаш персонажа шакору. Да. Дечі актори... Ай факут актори? Да. А, да. Nu am făcut actorii, am participat în mai multe spectacole la trei, da, trei teatre din Chișinău uh -huh. și în toate spectacole aveam un rol de magician. Și acum, bum, atunci tot îmi dădeam seama de ce se întâmplă asta, pentru că eu nu am academie, nu am școală, nu știu cum să redau stările, nu știu cum să joc anumite roluri. Și cumva, într-un spectacol, spectacol, spectacol pentru copii eram un vrăjitor, Uh -huh. vrăjitorul rău un alt spectacol a fost ego-ul unui clov clovul își imagina cum își dorește el să devină magician uh -huh. și undeva în imaginația lui eu eram magicianul care el vrea, vrea să devină, iar când el arata trucurile în realitate, el le facea nașpa este un spectacol regizat de Val Butnaru, fotograf și clov invizibil. Am fost cu spectacolul ăsta și în România Apropo, asta era primul spectacol. E prima mea experiență pe scenă. E primul spectacol de Moldova unde Mariceanu a levitat pe scenă pentru că mă ridicam în aer la un metru și jumătate. Uh -huh. Și fără frânghie. Zburai, da. că tu ești, tu poți. Nu o să dau secret pentru că e un truc. Nu am puteri supranaturale. Nu... A Am, dar le pentru mine. <laughs> <laughs> Erau trucuri de magie de iluzionism. Toate trucurile au cumva o lămurire. Îți dai seama dacă cumva medicinii aveau să aibă o putere supranaturală, aveau deja să fie cercetați și studiați cum asta se întâmplă. Tot asta e făcut pentru a crea o poveste, pentru a face un spectacol. Nimeni nu face asta pentru a spune, uitați la mine, eu sunt Isus Hristos. Eu fac ca să distrez oameni, cumva să-i duc, să duc gândurile la viața de zi cu zi și să-i creez o poveste, să-i relaxez. Partener general OTP Bank. Gare, la, și te, la cine te rogi, la cine te adresezi, cu cine vorbești atunci când ți-e greu? Cu părinții. A, și atât? Eu nu mă rog, eu n-am Dumnezei, eu sunt departe de religie, am spus asta la mai multe televiziuni. Pentru mine, eu în biserică merg, cum se numește? Atunci când ai un prieten care își botează copchilul. Mm... Poți te duci? da, ok, excepție. Dar în marea, major, marea parte a cazurilor merg că nu muri cineva. Dintre rude, că anul trecut a murit bunica. Nu puteam să nu în biserică, a murit bunica. Da. Da, iarăși... Dar tu cum crezi? Unde s-a dus ea, ce s-a întâmplat cu sufletul ei? Sau dacă este suflet? Hai să abordăm subiectul sau la. Oh, ok, Bun, sunt mai mult teorii și eu nu știu care e adevărat, pentru că eu acolo n-am fost și nu a fost nimeni. Evident, trebuit. dar noi cum putem îți pare cel mai logic pentru, pentru tine? Eu cum? nu știu, eu apreciez ideile lui Sadguru. Uh -huh. El cumva spune că în momentul morții omul moare într-o ipostază oricare. Și dacă ipostaza cea e negativă, el mirește. așa spunem noi, în iad. Așa, așa, Sunt alte teorii, nu știu, alte, cum se numesc ele? Brrr. Teorii, da. Nu, 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 stai un pic, nu mă mine cu șuramură. <laughs> nu teorii. Uh, alte dimensiuni. A -a. Cumva că corpul nostru nu doar ceea ce vedem noi, dar e format din patru dimensiuni, corpul eteric, fizic, mai pe scurt. Și sunt de religii sau și suntem cu noi când murim, o să vedem, cu siguranță chiar dacă noi oamenii preferăm cumva, suntem optimiști și gândim că cumva nas sau suntem veșnici, chiar sunt, de exemplu, statistici când la un grup de oameni le spune că cineva dintre voi a o să moară, fiecare se gândește că să nu se întâmplă cu dânsul. Deci, băi, asta e, a să moară cineva dintre noi, asta nas și eu, asta și el. Asta e, așa e firea omului, eu, cred că. Nu se zice că arta în general a apărut datorită sau din cauza fricii de moarte. Când, am făcut scen scenaristica... Stai un pic. noi deja am murit. În momentul când tu te-ai născut, deja ai murit. Pentru că tu te-ai născut, tu gata, mergi, tu ai făcut primul pas spre moarte. Tu deja, tu, am, noi vorbim cu tine, noi în fiecare secundă tot suntem mai aproape și mai aproape de moarte. Noi nu putem conștientiza asta, nu fiecare dintre noi poate conștientiza asta. Dar noi deja murim. Noi mergem spre moarte. Asta e un proces în care noi suntem implicați. Noi nu putem să negăm asta. Noi, noi mergem spre asta. Da, dar creierul nostru se de asta și găsești o ca să nu steamă. Cred că asta e cea mai interesant instrument a nostru, care ne păcălește și ne faci și vrea cu noi. Dar e bine că ne păcălește, nu? Că altfel am stat... Păi, și nu știi când da să mor, dar stau și -o mor de frică până atunci, știi? E asta bine. e bine? Sau... Eu nu știu dacă e bine asta sau e rău. E înspre e... binele nostru. Înspre binele nostru o să studiem, să înțelegem cum funcționează asta, cum să facem ca să... Pentru că noi, într-adevăr, noi știm că cum, noi simțim când nouă ne bine. Da? Nu vorbesc despre oameni cu dereglări psihice care da, primesc, vorbim că, despre majoritatea. De exemplu, primesc plăceri de la viol sau de la umor. Vorbesc despre omul sănătos care are plăcere de a avea familie, de a fi fericit, de a-și permite, cum tu spuneai, să cânti prin casă, dând cu sau făcând mâncare sau spălând vasele. Asta, de fapt, e omul sănătos care nu are gânduri ascunse. Mm -hmm. Sadice pentru să mine s-a adică înseamnă un pic altfel, dar ok, lasă ca să nu pierdem firul. Și jine ei să la aici. Asta e un rozeu al aventurilor și mm -hmm. noi vorbim despre creier. Da, creier. Apropo... Când ce te pasionează subiectul? Mă pasionează subiectul pentru cei care toți sunt pasionați de cum funcționează el sau cum ne amajește el pe noi. Începează de la cartea, o carte foarte simplă, Darren Brown, trucuri ale minții. O găsești în mall, în Cărturești. Nu știu dacă am voi spun... Ba da, bă. sigur că da, da. Dacă acolo găsim informații bune, spunem toate brandurile unde găsim ceva bun. E, e o carte nu doar pentru magicieni, deși e scrisă de un mentalist din uh, Marea Britanie. E o, e scrisă o e carte, e scrisă pentru public larg. Ca să înțelegem cum... Și cartea începe foarte simplu, de la un truc, cum să trage atenția omului. Și pe parcurs se uh, dezvoltă în chestii mari care poate ar fi de folos uh, pentru cineva care se uite, și ar putea la o parcare din Chișinău să vândă o mașină și să o năiebească pe frațul. <laughs> și ei se întâmplă de obișnui. <laughs> da, adică pie... cartea nu te învață doar lucruri bune. E... Ana, în ce măsură te învață lucruri bune, Stai te învață în pic. și rău. Uh, da, uh, depinde cum tu uh, prinești asta. Pentru că s-ar putea să... Uh, cartea ți-l cum funcționează creierul, cum e uh, ușor să-l amajești sau el te amajește pe tine. Dar tu din asta poți scoți uh, Să iei Și să le folosești în, uh, De favoarea cuiva și în uh, Interesul tău Corect Asta ar fi uh, etica. Da, cartea asta mai bine ar recomanda o pentru vânzătoare care vând uh, apartamente sau dau închirii, ăștia, realtori, pentru oameni care sunt un parcări și vând mașină, pentru că am avut tangenți cu aceste persoane și de fiecare dată când veneam, băi, dar nu ca și adătăți sau așa fraze învățate. Nu și, cred. <laughs> da, chiar și aceleași gesturi. Adică duci la parcările astea auto, unde mașini, am toate zoile de mașini, că nu, mașini nu pot fi, pot fi numite. mașina asta, eu am fost până în Franța și înapoi. Adică, în fraza asta am auzit-o la trei vânzători diferiți. Și nu-mi dau seama, undeva în podvalurile Chișinăului să duc lecții de... cum se numește? Marketing. Marketing, cum se vinde o mașină sau un apartament. <sus> Partener general OTP Bank. Edu educația și relația cu părinții. E un subiect despre care se vorbește în mai multe cărți. Vorbesc că acum tot mai, mai mulți psihologi sau, cum, cum spun eu, psihoterapeuți vorbesc despre asta. Da. Și o citesc undeva că, de exemplu, mama care a fost bătută de mic de mama sa, oricum avea dorința de a, de se răzbuna. Oricum așa eu prins bate dar nu pot să întind mâna că e mai mare decât mine. Și un s au rămas ca o sămânță, ca, adică care o încolțidă nu a crescut. Și având copil, ea nu poate depăși pragul ăsta. Și în loc să lămurească copilul și nu spade poate făcut sau și se poate îl făcut, îl bate. Și de aici, e nici nu seama, e tot nu-și nu dă seama că face asta din uh, propria frustrare. Adică asta e o problemă, nu, nu numai la noi, e o problemă, de fapt... Da, în lume. Ce ține de părinții mei, eu am primit bătaie numai o dată, la 11 ani, când m-a prins tata că am fumat. Uh -huh. Și știam că taic mă bate și are regrete, dar trebuie acum să procedez ca eu să înțeleg că nu spate de fumat. La 11 ani, clasa 4. mi Da, și eu fumam. Da, mai multe n-am primit bătaie, n am fost lămurit și mi-a fost explicat cum stau lucrurile, de, 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 ce trebuie să fac ceva sau de ce nu trebuie să fac. Sau, o frază pe care o țin în minte chiar și acum, pentru că am auzit-o 9 ani de zile în fiecare dimineață. Tai, când mă petrecea la școală, mă spunea, gândește ce ai să faci la ce ai să ajungi. Pentru că tu când faci ceva, ai să ajungi la ceva. Din asta ceva să iasă. Și că gândești înainte de a face ceva, la ce ai să ajungi. Adică să știu cum pasă înainte. Poate și asta cumva influențează devin iluzionist, pentru că iluzionist nu ne sunt cu un pas înainte de spectator. Mm -hmm. Și asta tot e o chestie. Cum pot, poți să ridici mâna la cineva sau să bați pe cineva, de exemplu, fără ca să te gândești la consecință? Adică să trebuie să fii sau, adică, nu știu, limitat în imaginație. Apropo de hipnoză. Hipnoza funcționează doar în cel mai bine funcționează în cazul în care oamenii au o imaginație bogată. Aha, da un pic. Tu ai făcut școala de hipnoză în, școală, în România? Cursuri, un curs. Un curs de hipnoză în România la București sau Constanța? La București. La București. Hipnoza se face doar de comun acord. Deci, tu nu poți face asta. ca un dans. Eu te invit, de exemplu, să dansezi. Tu mm îți -hmm. să tu accepti, dar eu fiind bărbat, adică hipnotistul, eu te conduc. Așa e hipnoză. E succesiune de pași care trebuie tu să urmezi ca să ajungem la o stare anumită, la o experiență pe care tu vrei să o simți sau să o trăiești. Mm -hmm. Toate... Și așa, nu vorbim de hipnoza aceea în care ți-o faci un psihoterapeut. În cazul tău, tu faci hipnoză pentru a trăi anumite stări. Și hipnoza la psihira... psihoterapeut <coughs> funcționează sub aceleași principii. Doar că eu am învățat hipnoza de stradă, de scenă, hipnoza clasică. Uh -huh. Când mergi la... La un specialist, un specialist, Un specialist, când vinul mi-a luat literele. Uh... scopul? El, de fapt, are mai multe fraze sau cum să spunem, paterne uh, a diferitor autori care funcționează și au factorul critic fără ca tu să-ți dai seama. Adică, fără ca tu să poți analiza ce a făcut el sau cum te-a spus sau cum te-a provocat, ca tu să spui ceva. Uh -huh. uh... Pe stradă să nu merge pentru că pe stradă sau pe scenă oamenii au nevoie mai mult de spectacol. Și atunci tu nu poți să la... Da, la Chiar dacă apelezi, tu poți apele, să apelezi, dar nu să funcționeze. Și cam asta. Dar care-i scopul unei e hipnotizări de stradă într-un spectacol? Sunt multe rutine. Sunt, există multe rutine. Hipnoza poate induce o amnezie sau îți poate crea un rol. Tu poți să-ți imaginezi că ești o rață. Sau un zeu. Sau în rege. Depinde. Totul depinde de scenariul pe care l-a pregătit uh, hipnotistul. Nu există limite. Uh -huh. Dar, iarăși, uh, toate scenariile pentru hipnoză trebuie să fie adecvate. Uh -huh. Pentru că, în cazul în care eu hipnotizez o domnișoară și îi spun, dezbracă chiloții, îți spun ce se întâmplă. Deschide ochii și zice, și -i. ești debil? Omul în hipnoz este absolut conștient. Uh -huh. el, el pur și simplu în comun acord cu hipnotistul, urmează o succesiune, o succesiune de pași care îi ajută să intre într-o transă, într-o stare anume. Uh -huh. De atunci, după ce a intrat în, în această transă, hipnotistul, hipnotistului este mai ușor să o factorul critic. Și atunci el nu te roagă sau îți spune tu poți face asta, el, el îți dă comenzi, el spune fă așa, fă așa. Uh -huh. Și tu fiind deja deghizat, degajat, detașat, tu, da, eu pot asta. Toat, restul, tot ce vedeți prin filme sau prin istoric, eu luat banii sau cu țigani, asta e minciună. Aha. La țigani, de fapt, e altfel. E au, există diferite tipuri de oameni care, care au sugestibilitatea mai exagerată. De exemplu, eu am, avut, am observat cum, pe scenă, când uh, invitam diferiți spectatori la trucuri, cum se dilatează pupilele. Asta e un factor foarte important care la care atrag atenția hipnotiștii. Dacă se delatează, atunci el este... nu, nu există un standard în funcție de psihotipul omului. Uh -huh. La o domnișoară, pupilele, pe scenă, făceau așa. Și m-am speriat pentru că îmi dădeam, îmi dădeam seama că dacă îi dau cum o sugestie, ea o să meargă, o să fie tot ok dar ea fiind exagerată în, în sugestibilitate, o să-mi fie pe urmă greu să o scot uh -huh. din această transă. Și pe urmă o să am o reputație proastă. Pentru că când faci un lucru bun, trebuie să faci multe lucruri bune ca să ajungi în gura lumii. Dar cum faci un lucru rău, deodată toți află de tine. Asta yeah. m am simțit-o pe propria piele, prin diferite experiențe. Mai puțin plăcute. Mm, da, și tu ai spus că nu, aminte, nu vrei să-ți amintești, dar nici de bine, probabil de rău și mai cu Nu, da. no, bun, eu mă uit la toate experiențele pe care, prin care am trecut, ca au fost și gata. Nu mă atașez de ele că, bă, iau -ți. Au fost, au fost. Partener general OTP Bank Psihologie și ce ai făcut la Academie, la Universitatea de Stat? Psihă psihopedagogie. A te -a ajutat asta în magie? Eu speram foarte mult, dar nu. Până la urmă, eu am lăsat universitatea și am început să citesc autori moderni. Tot ce învățam, unicul profesor, îndrăgitul meu, prof, îndrăgita mea profesoară, Larisa Stog, doar ea putea, ea când intra în clasă, toți intrau în transă. Și cum la alți profesori toți erau gălăgeoși, pentru că nu, tu nu știi cum să atragi atenția la adolescență. M o femeie experimentată care preda și la Iași în Chișinău, adică ai reușit să fac drumul ăsta, preda și la Iași în Chișinău. Uh -huh. E când intrat în clasă, să-l așa și de Și să mai spun asta. E tăi ce spune, orice frază era interesantă. Modalitatea de, de vorbire, adică tot era wow. Eu, de fapt, am plecat de la universitate pentru că înainte de examen, colegii mei donau bani ca să dăm profesorului. Mm -hmm. Ca să nu ne fie mai ușor la examen. <laughs> okay. Cum pot cum ți poți să fie mai ușor dacă nu ai învățat nimic? că tu nici nu ai citit. Cum ți poți fi? să fii? Te rogi la Dumnezeu, ce nu știi? Da. Te, te spui cartea sub pernă și doar cu dânsa. Da, asta tot adică e magie. Adică tu nu vrei... <laughs> tu nu crezi în magie. eu, eu o fac. <laughs> Dar nu crezi în trânsa. Deci, nu faci și ești în ceva nu bun. fac artă, magie, adică iluzionism, trucuri, cum să spun, sketch să le spunem așa. Pentru că, până la urmă... Un... Ele-s povești. da. Dar magia în sine, cum care o fac vrăjitorii sau șamanii, asta alt gen de magie. Și tot... așa e tot Da. Eu vorbeam despre studenții chiar. Există și în ziua de azi. La noi nu s-a schimbat nimic și asta durează de mult timp. O an de zile îmi fumez iarbă, miroș vitamin, bei alcool, te distrez, îmi aiurea și în examen tu cu cartea supernă. Sau îmi promuz bani la cineva ca să dă examen. De că deși noi avem specialiști. Eu, nu știu, poate eu greșesc, dar asta e era și părerea mea anume puținii specialiști care au terminat universități și care sunt demni de a ține piept țării noastră, spun chiar că ea ca și așa noastră, ea o la asta e cel mai bun matematică, asta e așa, puțin, mă că și... până și eu luat de aici. Au venit tarel și eu luat. <laughs> Dar de fapt, e foarte trist. Pentru că eu am mers cu specialiști în mașină, în taxi, cum ai spus tu, reușești să mănânci tot, adică să vezi cultura, cultura educația, inteligența, bagajul acumulat de cunoștință, valorile, educația, adică tu observi tot. Și asta observi nu numai de la pasageri, dar și de la șoferi. Tu ești înconjurat, că de tine parcă te-ai într-un șeun și zici deci, na, uite și cu țara ta, uite și unde trăiești, și se întâmplă aici. Și că tu ești întâta asta Întâi sui un medic, pe un profesor Pe urmă un polițist Adică Am dus și prostituate, Am dus și un transexual Și de, de fiecare dată că, oricum Nu cu fiecare pasager vorbești Da, uh, depinde de cât El e deschis Nu, și tu când ești Lucrezi într-o firmă de taxi, nu știu cum în alt firmă de taxi În firma care am lucrat eu uh, Înainte de a te așeza la volan Îți dă un film, mai mult filmulețe cum să te comporți, cum să vorbești, cum să în discuții, cum, cum să vorbești sau să nu vorbești, dacă pasagerul nu vrea să vorbească, tu nu trebuie. La noi de obicei cum? Șoferul conduce mașina și acolo stă pasagerul. Ah, eu, văpșe, ta, nu taxist, eu, am un business. El adică el vorbește cu pasagerul. Nu, nu să se iau în considerație toate filmulețele astea care, de fapt, sunt... Cum, un cod deontologic, da. să-l spunem. Și dacă pasagerul nu vrea să discute, nu discutăm. Dar, în marea majoritate a cazurilor, îți dai seama că omul, când intră în taxi, parcă intră la un psiholog sau la un calugăr. El trebuie să spovedească, să, să spui tot ce îl doare. C am auzit foarte multe istorie, am trecut chiar și făceam videouri cu diferite tipuri de pasageri. Dar ei îți dădeau voie să-i filmezi? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu îi ascultam, pe urmă eu interpretam. Adică eu ah, tu facem pe parodii, da. Nu no facem asta. Eu nu facem asta pentru vizualizări sau pentru cineva. Eu de obicei... Când Era un exercițiu pentru tine. Nu exercițiu. Eu fac și vă <laughs> să ne aduc caif. e eu la filmul ăsta dacă îmi place eu râd, eu îl postez. Eu nu fac asta cuiva să-i placă. Eu nu vreau să-i placă nimeni. Eu nu sunt, nu sunt o bancnotă ca să-i placă cuiva. Eu fac asta că eu să primesc caif. Dacă nu asta îmi place, eu pot să mă clo o mie de dislike-uri sau cum se numește, sau să las să asupra mea o sută de haters mă ca și din capul în închișoare. Eu de la asta primesc plăcere și nu pofic și gresc alți. Ok, dar au fost momente în care ai vrut să impresionezi. adică? Ai vrut să lași impresii bună. Ai vrut să... Creadă oamenii ăștia... în taxi sau pe Facebook? Nici în taxi, nici în Facebook. În general, în viață. Noi, oamenii, din foarte multe ori, încercăm. Mai ales, eu știam, am observat, nu aici la podcast, dar uh -huh. când am lucrat reporter. Am lucrat și reporter. Și e ca, dacă nu întindei microfonul, uh -huh. vorghe așa, pur și microfonul jos. Uh -huh. El vorbea umiliește. Normal. Vorbea așa, cum vorbea. Da, și cum să să schimba, înțelegi? Of. Încerca să creezi un alt. Așa, este ideea. Noi vrem sau nu vrem, câteodată da. vrem să arătăm a fi alți mai buni decât suntem cu adevărat. Sau în nu că mai buni de parcă altfel. Cum credem noi că e, ar fi posibil să fii mai bun? Sau Știi? ne acomodăm sau ne conformăm cu regulile pus în, în, în societate. În, în, în societate sau în mediul în care venim. Că eu am fost la multe evenimente și eu un suflet sunt hipster. Îți mm. dai seama că mama e jurnalist, tata e muzician, eu am, neamurile sunt muzicieni, eu am într-un într mediu de oameni de cultură. Mm -hmm. Dacă veneam în ospiție, eu îmi amintesc chiar acum, mergeam cu părinții în o la diferite familii, și când vedeam cum copiii sunt crescuți și educați, adică când... Mi s-a părut foarte straniu, de exemplu, un, un, exemplu. Când noi am venit în ospiție cu părinții la niște cunoscuți, și Copiii nu stau la masă. Copiii stau, vin la masă doar când părinții pleacă uh, să fumeze. Adică pentru mine asta era de unii ani și cu ce urmau asta, cum asta, copiii trebuie să vii la masă, pentru că de fiecare dată când mergeam la rodi, copii, copilul avea locul său, sau cel puțin avea o masă separată. separată da. Și asta se facea pentru just fun, nu pentru că nu, nu au loc, adică copiii de, deja sunt mai maturi, ei vreau să stai deoparte. Și, ok. Da. Și eu când mergeam la diferite evenimente, eu într lună, procedez cum cred eu că... că așa -e bine. Că, nu că mi -e bine, că așa îmi place. Mm -hmm. Eu nu mă gândesc cum e mai bine Asta că e mai bine, deja mă oprești Să nu fac ce ei și vreau eu Pentru că dacă ar fi caz Eu aș veni la eveniment de sculță Sunt multe chestii Care nu-mi nu permis să fac Pentru că știu că de aici vine cumva Că eu am vrut Cumva să impresionez oamenii Și n am făcut asta intenționat Am făcut-o doar că am vrut să corespund Normelor, normelor. Da. Nu mai mult, asta e ideea să ne învățăm să controlăm, adică să conștientizăm tot ce facem. Dacă tu faci conștient că vrei să impresionezi pe cineva, asta nu e ok, dar deja vorbește despre poate tu ai sindromul Napoleon și ai 1,50 m și ți nu-ți place că tu ești așa josuț și de asta vrei să impresionezi. De asta ți-ai cumpărat o mașină mai mare. Dintr-o frustrare. Sau poate tu ai mic, vreo 2 cm și tot ți-ai o mașină mare, cumva să compensezi tot hirneaua asta și nu ți ajunge ție în chiloț sau ai cumva la volan. Asta da. Ceea ce facem noi subconștient e cumva, până la urmă, oameni toți animale. Numai că noi suntem conștienti și cumva mergem pe o scară de evoluții și ne, ne, ne învățăm să fim tot mai buni în fiecare zi. Partener general OTP Bank. Așa asta mă nervează, vii la un eveniment, pe te invit, tu să arăți trucuri, cumva deja te-ai conformat că tu ești și un fel de mim și un fel de animator, adică ești și în unul, că tu nu poți să vii numai să arăți trucuri, la noi nu există așa ceva. Și tu te apropii de oameni și, bună ziua, mă numesc Gary Cosma, o am lungă, barbă, vreau să vă arăt niște trucuri, dar pentru ce? Dar tu poți găsi în cărți, dar și și bămâni, dar i, -a, de -a i -a în zâni și am mâncat eu azi. Da, da, încercați să intri în rolul ăsta de mai, din, De vrăjitor? Gen că, da, este uh, ți arată un crai de dobă, să ai un drum la verde, nu știu cum se explic. Bunica mea, când eram eu mic, îmi ghișea în cărți. A, da. Da, 36 de cărți, bine știți, bine ghișiți, lui Goraș, nu știu, sunt drumul să-i vestiți, mai scurt. Aveai niște frază învățate și cumva frazele astea care avea o rimă și un picior oricare, ele cumva influențau la oameni maturi, numai nu la mine, pentru că eu eram copil și nu era interesant, dacă și vede acolo, și se întâmplă, cum asta e, vede, dacă au pus un carol de verde de și știu ce înseamnă că asta e director sau e polițist sau tuz de verde, asta e magazin, de ca, ok. Eu de mic copil nu credeam niciodată în vrăjitori. Pentru că la un moment dat mai mulți care, la care oamenii mergeau ca să afle, deși nu-i dragoste. Adică, nu te interesează că tine put colțune și, din vine o duhoare, dar tu te duci la vrăjitoare ca să afli deși nu, nu vine dragostea. Sau tu nu te uiți că tu ești un alocaș, și prost bei în fiecare zi tone de alcool și nu ai niciun succes, măcar că vremea și cuvântul ăsta nu era așa de folosit de des. De asta vrăjitoare pentru mine nu există. Până în ziua de azi există vrăjitoare, este doamna Elena sau doamna Svetlana, pe la unică cu dezleagă în unii. Dezleagă unii, întoarce iubire înapoi, lasă băutul și tot așa. Și până în ziua de azi sunt fete tinerele. Tinerele am vedere că e ca de la 17 ani până la 25, că este aici. Perioada stu, asta, da, perioada fete asta, mari. îmi Și da. pe urmele se întâlnesc și de ei ne-au spus că eu sunt un bărbat. Și dacă el primează să a schimbi, eu o să-l schimb de 10 ori. A, taip, kiekvieną kitą nestabilesnės tasibai su tūniniu, mes atsakom į violenciją, į violenciją, į uru, į uru. serios și toți așa de concentrație că anume și-au spus vrăjitoare, de nimeni nu se gândește cum asta arată dintr-o parte sau cum asta influențează la, iarăși la educația noastră în societate. Și nu numai la educație, dar la cum vrăjitoare și ea îți creează niște scenarii în cap tău și nepeleu de care noi vorbim, neuro, programare neurolingvistică. ia ți-o zis că tu ești împiedici și tu ești piedici, dar nu pentru că i ți-o zis. Este sugestie. Asta dar se numește sugestie. Sugestie. În hipnoza asta se numește sugestie. Eu am uh, avut tangență cu mai multe fete care mergeau la așa zisele vrăjitoare și am încercat cu mai multe metode și uh, diferite tipuri de uh, discuții să le aduc la chestia că tot asta e minciună, tot asta e figneat. Adică, Chiar dacă iau au ghișit în niște chestii, da. ți-au da. ceva din trecut, tău, te au ceva. Dar cum, cum îți explici atunci, de exemplu, că i-au ghișit ceva din trecutul tău? în primul rând, vrăjitarele astea au văzut foarte mulți oameni, au o vârstă frumoasă și citesc. Respectabilă. Da. Cum ne-ai dat, tu, de exemplu, poți citi oameni. Eu pot citi oameni. Toți Tot avem pe o... da. De asta. Ei citesc oamenii în felul lor și știu și spun accent. Dar nu sunt mare eu hotnic na vedem. <laughs> Că și nu lupte împotriva vrăjitorilor sau preoților. Adică eu nu Mie nu-mi place ceea ce se întâmplă, dar nici n-am să mă apuc eu să mă ocup de asta, că să divulg lor secretele sau cumva să conving omul. Omul, dacă a ajuns la o anumită idee sau temă, sau, adică o convingere că el merge acolo, el, nu știu, ori o să rămână până la sfârșitul zilelor sale tot cu ideea asta că vrăjitori, pentru că sunt oameni și mai mari decât părinții mei, adică mai în vârstă, care merg până în ziua de azi la asta și cred. Și asta să -a -a se omul acolo ziduri de idei, tu n-ai să le distrugi așa pur și simplu. Pentru asta trebuie universități, academii, cărți, știi, tone de cărți, ca să poți manipula cu omul ușor. Deși există și exact inversul, oamenii care nu au școli, academii sau nu au bagaj de uh, cunoștință, uh, conving alți oameni foarte ușor. Mine, au, un sânge sau au o asta natural născut în trânș. Experiența de viață, situația prin care au trecut, sau poate au văzut la cineva și au înțeles firul cum să face asta. Există mai, multe, că sunt mai multe variante. Mm -hmm. Eu, de exemplu, nu pot. Eu îmi dau seama că aș putea face asta, dar dacă ar trece niște cursuri sau m-aș informa și învața asta. Dar eu nu simt nevoie, de exemplu, dacă mergi la vrăjutoare, mergi mai departe, aruncă bani în vânt, crezi în prostii, așa, e, așa, ții, așa, tu ești. Deci eu trebuie să îmi fac grijă de altcineva. Apropo, eu ultimul timp tot mai puțin vreau să dau sfaturi la oameni sau cumva să-i ajut. Și nu deși că nu iubesc unii oameni. Deși că sfaturile sunt bune numai ca să le treci pe lângă urechi. Adică, tu cu ne-ai da, sfaturi, niciot nimeni să te asculte. Eu am văzut pe mine, unicele sfaturi care le-am ascultat, asta au fost sfaturile părinților. Pentru că cumva este nu erau doar niște sfaturi, dar erau niște legi. Nu fă asta. Că, și tu nu poți să încalci cuvântul cu părinte. Dar îți dai seama că omul o să se învețe să prindă la minte numai atunci când o să pășească niște greble. Și asta tot nu-i precis. Din grebilele altora nu învățăm. Am eu un prieten, Marian Danu, bucatar. Deci a fost un meu coleg. A, da? <laughs> da. El are o vorbă, noi când ne întâlnim la diferite serate de pahare șezători? de vor, el are un banc care începe podcastul nostru acolo. El că există două lucruri infinite în lumea asta. Asta e prostia omenească și universul deși despre Universul am dubii. Partener general OTP Bank. Ce vrei să schimbi în Moldova? Și dacă ai avea ipotetic capacitatea să schimbi, de unde începi schimbi? Eu cred că, în primul rând, modul de gândire, mentalitatea. Dacă aș putea, aș scoate indiferența de la oameni. Pentru că eu îmi dau seama că și pohuismul meu, indiferența mea, asta de fapt e de reglare psihică. Omul nu poate fi indiferent. Și aș mai schimba eu în Moldova. La mine tare sunt multe în gând, e o temă de, destul de largă. Da. largă. Noi avem de schimbat foarte multe. Foarte multe avem de schimbat. Dar aș începe, în primul rând, aș schimba modalitatea de gândire. Mentalitatea, anume la oameni. Asta. Da. Oi, nu vreau că mă răzghești și Nu, 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 nu. Hai să ne, oprim la este două și să mergem mai departe. ok. Lasă la întrebarea asta să răspundă oameni care sunt... Capabil? Mult mai capabili decât mine, pentru că eu mai mult prefer să mă ocup de artă. Prefer să cânt, să vă arăt magii, cumva poate să influențez uh, oamenii cu ajutorul culturii, să, să încerc să le schimb mentalitatea cu ajutorul culturii, cu ajutorul artei. Deși uh, iarăși mă întorc la ideea depresivă că nu prea cred nivelul. <laughs> Dar numele tău este asociat, deci dacă vorbești despre iluzioniști în Moldova, așa cum e, este virgină. În domeniul asta, dacă spui magician, iluzionist, toată lumea se gândește la tine. Asta, e doar... Asta nu te ajută cu nimic. Asta e doar roada ceea ce au lucrat producătorul cu mine și că am fost la televiziuni, că am fost promovat prin diferite reviste, că am participat la diferite evenimente, pentru că am învățat lucruri noi, pentru că am făcut ceea ce nu s-a făcut până acum, nu mai mult. Eu nu mă consider cumva o persoană importantă sau cumva o figură măreață în Moldova. Eu sunt cetățean de rând. Eu, eu, nu pot spun că... -i... Ei, tu nu știi cât de importantă părerea mea. Asta e o părere importantă, asta e că strâng șase bețeși, și ei se înșepă ușii unul pe altul. Că nu sunt ales și nimeni important un dictaut. Da prieteni, mulți. Uh, doi. Tata și mama. Ei sunt părinții tăi. Ei sunt prietenii. mei. Ei... Tu, le spun, tu nu e uh, Ok, dar eu nu-i numesc tata și mama, eu spun Larisa și Joric. Okay. Și eu discut cu și pe teme uh, absolut toate temele. Nu am niciun tabu. Uh, începând, spunem așa, religii, droguri... Uh, dragoste, tot. Adică, orice întrebare care mă interesează sau ce nu-mi clar, sau dacă stăm la o masă și discutăm, nu există un tabu sau cumva... O... Bun, nu exagerăm. Adică, da. n-am să spun că mama, dai văzut filmul și la porno cum pe, pe, pe o fată doi? Da, o adică înțeles ideea Există, există o limită, limit, da. Dar ăștia sunt prieteni, pentru că... Sunt singuri oameni care nu-ți vreau rău? Ai spus mai devreme? Asta e, în primul rând, asta deja e inevitabil. Ideea e alta. Eu i-am considerat pe unii oameni de prieteni, dar până la urmă am rămas de Și eu nu vreau cumva să-mi creez iluzii că tu mi-ești prietenul sau operatorul sau cineva mi-este prieten. Am mulți cunoscuți. Am multe persoane apropiate cu care mă leagă ceva, mă leagă o amintire sau careva... Planuri, poate, da. sau ceva. Uh -huh. Dar prieteni există doar doi în cazul tău. Uhum. Partener general OTP Bank. Eu m-am pregătit pentru podcast de la magazinul Sofie Înco. Eu își spun eu, te-au pregătit. Ei m-au pregătit, da. Integrare gata. Este. Este integrare. Da. Sofie Înco. Mulțumesc. Este integrarea. Da. Este. A, mulțumesc frumos că ai venit. Eu vreau să mai vii o dată. Eu mai vin. Mai vii? cu cel mai mare drag. Am un cadou pentru tine. 8 Dacă milioane tu de euro! Dar tu ai spus că nu banii fac fericirea. Dar stereotipii, trebuie cumva să gândesc. Da, poți. Acesta este cadoul meu pentru tine, Wine Crime, partenerii noștri. Este același vin pe care l-ai băut aici? Ți-a plăcut? Da. Eu, mie mi-a plăcut. Eu sper ca tu să-l bei într-o clipă fericită din viața ta. Mulțumesc că nu opriți, nu puneți pauză, deschidem și zavără în școlă ne păidem. <laughs> Partener general OTP Bank